Luna august este și cea a diasporei din Republica Moldova. Mii de cetățeni stabiliți peste hotare revin acasă pentru o scurtă vacanță. Guvernul marchează zilele diasporei cu o serie de activități, de la tabere și piese de teatru, la forumuri și discuții cu autoritățile. Șirul de evenimente va fi deschis de Tabăra Dor, o activitate așteptată cu entuziasm de tinerii din diaspora. În acest an se vor reuni 100 de participanți de peste hotare, dar și din Republica Moldova. Avem participanți de peste hotare din multe țări, Belgia, Canada, Statele Unite, Irlanda, Marea Britanie și altele. Ei vor petrece 10 zile la pensiunea Hollercani și vor cunoaște mai multe despre tradițiile noastre, cultură. Vom avea meșteșugari, vom avea dansuri populare, literatură română, excursii în localitățile de pitorești din Republica Moldova. Pe 16 august, cei din diaspora sunt așteptați la ziua ușilor deschise la guvern și instituții publice. Tot atunci va fi organizată și o masă rotundă despre cum pot fi îmbunătățite lucrurile în țară. Experiența cetățenilor de peste hotare pe care o acumulează este foarte valoroasă pentru noi. Știm că sunt istorii minunate unde diaspora a ajuns să fie experți valoroși în diferite instituții din diaspora și ei chiar pot contribui cu expertiza lor în țară. Avem secretar de stat din diaspora, avem șefi de direcții în diaspora, avem oameni care s-au integrat în stat. Vor mai fi organizate evenimente majore. Pe 13 august va fi forumul tinerilor din diaspora, pe 17 august festivalul Ne vedem acasă, care va culmina cu un concert susținut de artiștii locali, iar pe 18 august va avea loc Diaspora Business Forum, un eveniment pentru basarabenii din străinătate care vor să se stabilească în Republica Moldova și sunt interesați de beneficiile și oportunități oferite de stat.